Reporterul TV8, Cătălin Gori, a mers la Parlament, acolo unde vă spuneam că cu puțin timp în urmă au avut loc altercații între veteranii războiului de pe Nistru și polițiști. Cătălin Gori a discutat cu protestatarii și vine cu mai multe detalii. Bună seara, Cătălin! Bună seara, Angela! Bună seara, doamnelor și domnilor! Altercațiile au pornit după ce manifestanții au început să instaleze corturi pentru ploaie. Totodată, carabinierii s-au năpustit asupra lor și nu le-au permis să instaleze corturile. Altercațiile au pornit pe strada Maria Cebotari. Potrivit veteranilor, în urma altercațiilor, la spital au ajuns mai mulți veterani care au fost stropiți cu gaze lacrimogene. Totodată, polițiștii au reținut și câteva persoane care urmează să fie audiați. Veteranii spun că nu vor pleca de aici cu niciun preț, nici ploaia nu îi împiedică. Aceștia așteaptă ca legislativul să voteze ceea ce cer ei încă din 1992. Mai multe detalii și cum au pornit protestele de dimineață vedeți în reportajul ce urmează. Dis de dimineață, veteranii războiului de pe Nistru au venit în fața clădirii Parlamentului, unde au cerut demisia conducerii țării. Protestatarii au cerut o întrevedere oficială cu președinta Parlamentului, Zinaida Greceanu, și cu deputatul Alexandru Jizdan, pentru a discuta pachetul cu revendicări, printre care polița de asigurare gratuită, vârsta de pensionare nu mai mare de 55 de ani, dar și înlăturarea posturilor ilegale din zona de securitate de pe Nistru. Din anul 1992 s-a promis multe, care până în ziua de azi practic nu s-a primit nimic. Dacă batalionul Bugea a găgăuzii primiști din bugetul Republicii Moldova 1.700 de lei, un veteran de război de la noi, care a fost stat cu piept și a ținut ca dușmanii să nu intre în Chișinău, în capitală, acum primesc 100 până la 300 de lei. Între timp, zona din jurul Parlamentului a fost împânzită de carabinieri. Aceștia au format cordoane pentru a nu permite protestatarilor să intre în clădirea legislativului, unde avea loc ședința plenară. Nu timp foarte mulți carabinieri, este împânzit tot Parlamentul. Are toate întrebări la serviciul de presă. Pentru că nu se făceau auziți, manifestanții au blocat bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Transportul public a fost oprit, iar oamenii au fost nevoiți să meargă pe jos. Abia după minute bune de scandări, la discuții, în fața manifestanților, a ieșit deputatul platformei DA, Kiril Moțpan. Ceea ce se întâmplă în zona de securitate, ceea ce fac transnistrenii, este o sfidare crasă a organelor constituționale ale Republicii Moldova. Nu putem rămâne impasibili. Dacă nu iei nicio atitudine, nu ai nicio reacție, suntem niște lași, înseamnă că. Niște părtași la ilegalități care se întâmplă acolo. Îmi pare rău, unii colegi din Parlament au luat apă în gură. La discuție a venit și democratul Alexandru Jizdan, care a fost luat la întrebări de manifestanți. Deputatul a discutat cu veteranii, dar nu le-a putut oferi un răspuns exact. Nu blocat transport. Dar arătați o poză, cine unii arătați. Ia ca la noi acasă, la Edineț, chiar au venit la mine acasă. Înseamnă că trebuie să lucrătorii de poliție. Filmați și arătați. Eu n-am telefon de mobil care se pot filma. Eu sunt potrivă să fie blocați veteranii. Ce faci? Dau venit. După câteva ore, protestul din fața legislativului s-a mutat la președinție, unde situația a fost mai tensionată. În timp ce afară se protesta, cei din platforma DA s-au lăudat că a trecut votul deputaților amendamentul la proiectul de lege conform căruia toți veteranii războiului de pe Nistru vor beneficia de asigurare medicală gratuită, oferită de stat, indiferent dacă sunt sau nu angajați în câmpul muncii.